Cred că tot ce aș putea spune acum e de natură să strice efectul discursului domnului Liceanu. Dânsul v-a promis că voi spune lucruri extraordinare, mă îndoiesc că le voi spune. În orice caz, nu știu de fapt cât de bună este cartea pe care am scris-o, dar e probabil mai bună decât discursul pe care sunt capabil să-l fac despre carte. Așa încât vă recomand mai călduros cartea decât cuvintele mele, care nu știu cât vor fi de inspirate și de interesante. Am căutat să spun despre monarhie tot ce se putea spune, tot ceea ce pot eu să spun, deci să prind în puține pagini cam tot ceea ce este semnificativ pentru istoria României în timpul regilor și pentru ceea ce s-a petrecut și după aceea, în perioada comunistă, cu tentativa reușită în bună măsură de ștergerea memoriei și apoi după 1989, cu revenirea regelui și cu revenirea problemei monarhice în dezbaterile din țara noastră. Deci este o carte de sinteză. În același timp, este și o carte și e lucru care m-a fascinat. Personalitatea fiecăruia dintre reprezentanții monarhiei. Așadar, avem o instituție cu reguli foarte precis stabilite în Constituția din 1866, apoi în Constituția din 1923, care în privința prerogativelor regale preia aproape identic textul primei Constituții. Deci lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere, care este funcția regelui în sistemul politic românesc. Însă oamenii care îndeplinesc această funcție sunt foarte, foarte diferiți și asta m-a fascinat. Într-adevăr, sunt extrem de diferiți. Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai, nu seamănă deloc unul cu altul. Și sigur, nu seamănă nici împrejurările. Una este epoca destul de calmă a lui Carol I, alta e perioada Primului Război Mondial, când își începe domnia Ferdinand, altele sunt provocările anilor 30, în vremea lui Carol al II-lea, alta este epoca extrem de ingrată pentru destinul regelui Mihai după 1940. Așadar, oameni diferiți, epoci diferite și avem cu aceeași dinastie, cu aceleași principii monarhice, avem și istorii foarte diferite în timpul uneia sau altuia dintre regi. Asta am încercat să arăt și să creionez personalitatea fiecăruia dintre ei, fără să le uit pe regine. Și fără să o uit, trebuie să spun pe Regina Maria. Acum tot stau să mă gândesc la Regina Maria. Nu știu dacă nu sunt pe cale să contribui la înălțarea unui nou mit. Sigur, există o anumită mitologie a Reginei Maria, dar s-ar putea ca eu, care am combătut sau am demontat mitologia istorică, să fi căzut puțin în... Sper că nu, încerc să mă apăr. Am procedee de apărare în această privință, dar suntem cu toții foarte sensibili la acest gen de mitologizare a istoriei. Așa încât, e adevărat, anul ăsta m-am ocupat destul de intens de Regina Maria, în cartea pe care am scris-o mai întâi despre Balcic. Ea e spiritul tutelar al Balcicului și am intrat în detaliu în jurnalul Reginei Maria pentru a pregăti această carte și apoi, cum veți vedea, va fi lansarea mâine, jurnalul de război al Reginei Maria pe care l-am pregătit și care pune în evidență jurnalul ca și Balcicul, pune în evidență o personalitate cu totul ieșită din comun. Toți regii și toate reginele României sunt personaje interesante, însă dacă ar fi să alegem dintre ei, două dintre ele se ridică în mod deosebit. Este vorba de Carol I, o personalitate copleșitoare, și pe de altă parte de Regina Maria, care nu a beneficiat de întreaga, cum să spun, dreptate care ar fi firesc să îi se facă pentru faptul că este femeie, nu este regină domnitoare, este soția regelui, deci nu are nici cea mai mică prerogativă constituțională și totuși rolul ei în istoria românească a fost imens, îndeosebe în anii Primului Război Mondial, ceea ce se vede foarte bine și în jurnalul despre care vorbeam. Regina Maria este cea care
Sigur, Ionel Brătianu pe de-o parte, Regina Maria pe de-altă parte, în aceeași măsură, au contribuit la orientarea României spre ceea ce s-a petrecut în 1916, intrarea în război alături de Antanta și toate evenimentele ducând la 1918 și la crearea României Mari. Este cea care a crezut singura la un moment dat, când România se prăbușise în 1917-1918, a crezut fără șovăială în destinul României și în destinul ei, a crezut în victorie și a avut satisfacția ca această mare credință a ei să se împlinească. E fără îndoială una dintre marile personalități, dacă nu cea mai mare dintre femeile care au marcat într-o epocă sau alta istoria românilor. Bun, și am dus toată povestea monarhiei până astăzi. Sigur, lucrurile sunt mai complicate astăzi. Pe de altă parte, este acest avânt pe care sondajele îl arată, l-a luat dorința de monarhie, încrederea în monarhie, în condițiile dezamăgirii pe care foarte mulți români o au față de ceea ce se întâmplă sau ceea ce nu se întâmplă cum trebuie în societatea românească. Deci există o dorință de monarhie, nu știu cât de în ce măsură ea exprimă sentimente profunde ale unora, cu siguranță ale unora așa stau lucrurile, dar foarte mulți s-au îndreptat spre soluția monarhică din dezamăgire pentru tot ce se petrece de 25 de ani în România. În ce mă privește, nu am optat și nu din prudență, efectiv sunt și eu împărțit în această privință ca mulți români, chiar dacă titlul sună monarhia o soluție, eu titlul recunosc fără un răspuns explicit, sau este un răspuns, dar este alt răspuns, este un răspuns puțin în afara acestei întrebări. Părerea mea este că trebuie noi cu toții să facem ceva pentru România, fiindcă niciun președinte de republică, niciun rege sau o regină nu vor schimba țara asta. Așteptăm un salvator, dar asta este o iluzie. Deci fiecare dintre noi trebuie să ne dăm propria contribuție pentru a ieși din cercul ăsta vicios în care a intrat societatea românească odată cu comunismul și a continuat și după comunism. Deci a creat o Românie cu instituții ferme, o Românie cu reguli care să fie respectate, o Românie în care fiecare să exprime un simț civic, o Românie mai ordonată, o Românie mai disciplinată, atâtea lucruri care lipsesc României și pe care nici regele, nici președintele, oricare ar fi el sau ea, nu au cum să le realizeze dacă lipsește o orientare efectivă a românilor spre aceste obiective. Să sperăm că și ce s-a întâmplat acum în plan politic e de natură să trezească măcar pe o parte din compatrioții noștri și să încercăm să facem ceva mai bun cu această țară. Cam atât.